Dacă vrei să ai acces la cele mai mari reduceri de jocuri, nu uita să intri pe Eneba. Pentru asta e un link în descriere și nu uita să folosești codul LCT pentru o mega reducere. Salutare, tot omagii, acest an nici bine m-am regăsit la un nou minunat episod din seria noastră de... Nici nu știu ce serie. În fine, suntem cu amicii Bercică, mai jos decât mine. Salut, Bercică. Sălbatic cu doarme, că îl plictisirăm. În episodul de astăzi, amicul meu știe, amicul meu preferat, eu de ceva timp vreau să-mi cumpăr o Dacia. Da, nu o Dacia din aia cum ați mai văzut ăștia pe YouTube, gen restaurate, cu piese originale, care valorează 4, 5, 10 mii de euro cât o face. Nu, eu vreau o coajă, o rablă, o ultima mașină, dar nici chiar ultima la mod, adică să meargă, să aibă ITP, să poți să mergi cu ea pe drum. E bă, cam să greu. Te ducă din punctul A în punctul B. Aia e, adică să mă ducă de colo-colo. Nu, în siguranță, dar... În siguranță, acum, ăsta e riscul meseriei, asta e frumusețea, dar să poată să meargă din punctul A în punctul B. Pentru că am niște idei super mișto de videoclipuri și înainte de toate am mai căutat și eu pe internet niște Daci, să zic așa, nu mă pot hotărâi. Ascultă-mă. Hai să dăm bot în bocul Dacia cu Fordul. Da, o, trebuie deci să facem trebuie să facem asta într o zonă la final, sigură și la final, da. O, că înainte vreau să dau cu ea în pom. Da, am multe idei pe care vreau să le fac și vreau să mă susțineți cu un like și cu un comentariu la acest videoclip dacă vi se pare o idee bună. Și astăzi împreună cu amicii vreau să ne uităm la niște Dacii de pe OLX, să vedem dacă putem să ne hotărâm sau să alegem una din ele. Legem cu data pe un like, dar subscribe la canal și hai să-i dăm drumul. Nu o să trecem la ăștia primele mașini, amice, pentru că ăștia... Poți să dai și tu o limită de preț, de maxim. Îi dădui pe ieftine, dar... Eu, ca să știți, eu nu caut Dacie, eu caut să-mi cumpăr un Matiz, dar nu găsesc, sau un Tico. Dacă știți pe cineva care vinde, dar măcar prin zona aia e, știi că eu acum o să mă uit pe toată ăsta. Nu mă duc la mama să iau de la București, că nu vin eu cu Tico de la București. Eu vreau să vin cu Aperoți. Dar un Tico, vă jur că mi l-aș cumpăra oricând. Bun, haideți să trecem la treabă, să vedem ce găsim pe aici. Ia fi atent, amice. 250 de euro. Ia uite-le ea. Export? Ia uite, amice, aici. 250 de euro. Ce părere ai? Mâncați așa, asta nu merge. Bă, nu merge, bă. Hai, asta se nu are numere, dar dă seama. Să vedem ce zice ăsta. În descriere, ia. Cum a ajuns acolo, mâncați așa. Perfectă pentru restaurare, funcționa motor la cheie, vopsea special originală, mașina. Bă, cum să pui, mă, într-un anunț perfect pentru restaurare? Păi da, mă, nebunule, ești prost, că mașina e bună. De uite, mă, zice, este folosit o dată pe săptămână, duminica, când am timp de ea, deci merge. Menționez că mașina este radiată. A, mersi. Na. A, da. Bravo, frățiorul meu. Păi și da, păi da, a pus bagi în circulație, dar e prea mare. Ia fi atent aici. Asta pare numai bună, de ce vreau să fac cu ea. Dar are numere roșii în căcat. Aoleu, nu știu, asta că... îmi spune, lovește-mă. Da, pe bune. Mamă, ce furioasă e. Ăsta era văcar să mori. Bă, dar fii atent că e funcțională, bă. Dacă asta mai merge... Bă, să mor ca garul ăla. Mine ce are în sfafor bagaj? Are colecție de planetare, ești prost? Bă, pe asta s-o asamblezi tu acasă. E mașina puzle asta, puzle. Da, ți-o dă cu toate piesele pe bagaj. Ia și fă-o tu, frate. Ia fă-o, frate. Asamblează. Asta ar fi una bună, amice, de mers să agăți ca niște. Bagă-le și pe Craiova, amice, amice, înțelege. Amice, am câteva mașini salvate pe care eu le-am salvat, dar vreau înainte să vedem ce mai e pe OLX, cele mai ieftine, înțelegi? Pe Oltenia. Amice, am ia că mă inspirați și o să caut și un Tico să mi-l cumpăr. Deci am mai multe eu salvate, înțelegi? Ia spune-ți Ticol. Lasă-mă băiatul să se bucure de ele. Așa, bun, deci asta de exemplu, eu aș lua 300 de euro. Dacia 1300 în 1980, zice asta. Ia să vedem totuși. Ai o leacă mai scumpicele. Asta e 4500 de euro, nu, frate, mersi. Solenza, nu, Supernova, du-te, vă, de aici. Oh. Ia fi atent, asta e 500 de euro, ia. Că la 500 de euro trebuie să fie ceva. Bun, ce zice asta în descriere? Dacia 1300 din 1900, originală, acte în regulă, matriculată, carte, talon, vânzare, taxe la zi, se oferă fiscal, nabela. Da. Programul RAB, poate fi folosit. Ok, nu ne... O, ar fi o variantă. Elemente 1310, bla bla bla, e complet funcțional. Un 4 trepte. Dacă tu îmi spui mie că kilometrajul merge bine la mașina asta, eu mă împușc. Dar mă rog, ăla niciodată n-a mers bine la Dacia kilometrajul. Niciodată. Ia dă-i. Ia să vedem. Bă, da, bă, dar acum, da, amice, bine. Hai să luăm și eu pe dreapta. Câți kilometri puteai să faci cu o Dacia? Mâncați. Vezi că n-arată rău așa. Adică, mă rog. Firele alea zici că... Da. Are husă pe volan? Știi care e chestia? Că nu că mă încântă neapărat, dar gen, e din 84, tot așa mi-e 500 de euro, adică e 25 de milioane. Bine, e mult pentru o rablă din asta. Amice, dar... nu e mult, că mulți care o ia... Bine, că asta n-a venit nicio șansă, la Buzău, nu mă duc să iau, să dau mai mult pe transport, să mă aduc de la Buzău decât dau pe ea. Mulți o ia pentru rabla legumă, gândește-te că lor le scade 10.000 sau că le scade 1.000. Nu știu dacă, mi-a rog pentru una electrică, cred că. Păi, depinde. Pentru electrică mă refer, da. Da, nu. Amice, știi care este problema? Problema este că
Asta cade și de pe platformă, că depinde cum o legi, ești nebun la cap. Știi ce mi-e frică mie, amice? Că nu știu ce Dacia să-mi iau, pentru că sunt prea multe modele. Eu scrisă-i Dacia 1300, dar ăștia nu sunt numai 1300 aici, sunt... Da, asta e mai nou. Asta e mai nou un pic, de exemplu, da. Mamă, ce cu bidoanele ăștia de apă pe aici? Mamă, ăsta are de aia artificială de răcire, un cavaș! Bă, cred că nu are val de expansiune. Nu m-ar mira. E, vezi că interiorul arată așa greu. Renault, ești prost? Bă, ia dă-i mă înapoi, mâncați așa, își făcuse cuibară în capotă, mă, uite na. Ia uite cum le stângă, a ținut găinile aici. A ținut drațele, pornește. Păi, deja rezervor nu mare, na. Asta nu pornește. Vorba ta nu cred că pornește, ia să vedem. Mamă, ce dracu. Vând mașină pentru programul Rabla. Na, asta nu pornește. Dar păi da, bă, dar pentru programul Rabla trebuie să aibă ITP, acte valabile și să fie funcțională. El crede că funcționează. Ia fi în casă, funcționează. Asta e frumușică. Vezi că asta e frumușică rău? Da, bă, dai 30 de milioane, mâncați. Păi da, așa era 25. Da, și el arată. 82, trebuie curățat rezervorul. La sticlă pornește. Cum adică la sticlă? A, cred că cumva să-și tragă dintr-o sticlă cu benzină. Aha. Da, asta vezi că n-arată rău deloc. N-arată. Ia de-i cu zoom. Deci asta n-arată rău deloc? Bă, ce ai că asta e... E șmecheră mașina. Bă, te pentru Dacia din ești, 82 sau cât e, n-arată rău deloc. Fii atent că nu are nici oglinda în dreapta. Bă, ești nebun? Chiar că... Ba da, da, are în stânga, are în stânga, poate să pui și o oglindă în treaba, în dreapta. Deci fii atent, da, vezi că n-arată rău deloc asta, amice. Chiar n-arată rău, bine că nu merge gen. Și un poliș? Nu merge, stai să vedem ce mai vedem pe aici. Dar ce uite nici asta n-arată rău așa, să zic. Nu, mă. Bă, n-arată rău așa. Ăsta e genul ăla de are găini la bloc. Spate. Garantez. Ia ce zice despre ea. Stai. Vrei 1500, mâncați-o, bă, da, sună ăștia. Perfectă stare de funcțion. Ai TP valabil, ia fi atent! Anul 2022. Mai e valabil până mâine, mă! Bă, amice! Bă, amice, dar eu cred că ar fi și o aventură, mă, să mergem să o aducem până la pe roți. Bă, amice, vreau să o aducem pe roți, dar nu de la 500 de km. Amice, ce video mai șmecher vrei, ești nebun, ai venit cu Dacia? Amice, hai să venim și noi cu ea de pe lângă Slatina, de pe undeva, că ne fierbe apa în 15 km, mai e și vară, stai cu minte. N-ajunge, mai e n-ajungem, rămâne pe drumuri. Cu Tico ajung eu, dar nu, că eu îmi cumpăr Tico, am zis. Deci o Tico. Fac cola mea. Eu zis să am câteva mașini pe care o să trec acum să vi le arăt, pe care le-am găsit în zona Olteniei și n-am putut să mă hotărăsc la ele. Mai scumpe cei drept decât asta, un pic, dar nu foarte scumpe. Amice, fii atent ce idee îmi veni. Atenție aici. Deci eu mi-au Tico, tu ți-ai Dacia, da? Ascultă-mă. Ia zi. Ascultă-mă. Unul din noi face video cu Liniuță între amândouă. Da. Și altul face testul suprem. Bot în bot. Care este? Da, da. Și gata, două videouri de pișarul pe ele. Lua cele de aici. Păi sare și motorul sus, mâncați-și. Bă, asta cred că e dezasamblată, că vă zic în descriere scrie toate piesele pentru asamblare. Păi, dar asta e ideea, cum foaie la altă Lego. Mâncați așa, asta, dacă te uiți așa o sără la aia, zici că e din aia, cake or fake. Eu aș zice că e cake. Da, haide să vă arăt mașinile pe care eu le-am găsit. Fii atent, amice. Zice... La Slatina asta. Fii atent, că asta e frumușică rău. Fii atent, care steama, uap, dă-te... Fii atent ce frumușică e asta. Da, bă, dar asta nu are pe la fiscal, e târâ, ce e la târâ? Târâ e la Teleorman. A, Teleorman? Da. Are serie? Mă, tăgâie Târgăviște, parcă. Așa, stai un pic, că mai zice asta așa în descriere de ea. Bine că e un pic cam scumpicică, să zic. 1000 de euro. Dar nu, da, e că e din 78, dă-o încolo, om, mâncați-o. Dar mai negociem, amici. Asta a fost așa, că zice nu are ITP și asigurare, la asta m-am gândit. Dar mă rog, oferă fiscal. Păi și le faci. Pentru o restaurare, se poate face vehicul istoric, restaurare așa, trimit poze în privat, asigur transport în fine. Asta a fost una dintre ele. Asta mi-a plăcut gen că e din 78 și arăta și binișor. Mm-hmm. A mai fost asta, asta mi-a plăcut că era ieftină. Și ce zice ăsta aici? ITP valabil, fiscal pe loc, mă rog, mașina e o vând deoarece așa, și că mi-am achiziționat una mai veche și redus la aceasta. Bă, în general, lumea dă mai departe. Fii atent, uite, asta e clasicul ăla de Dacia, care n-ai ce să-i ceri, uite-te la ea. E Dacia, ce vrei? Uite, curățică, frumos la motor, nimica așa, uite, în interior. Dar dacă a băgat furtunul, mamă, are și de la mâncața și de bord. Uite, bă, uite, vezi că nu era deloc.
Uite, uite. Chiar asta chiar nu era deloc, uite-te. Da. Da, și merge. E din mehedinți. Asta îmi place, știi că merge, adică omul merge cu ea. Asta mă încântă mult. Asta e, da. Cară Porsche, cară. Așa, asta o dată. Mi-a plăcut mult. Deci, mama, mice, tu de seama cum miroase. 31 de bulioane. Zic că mai negociez ceva la preț. Că nu e ieftină. Adică 31 de bulioane nu e ieftină pentru Dacia asta. Că nu e restaurată sau ceva. Poate da, da benzină, amice, măcar. Fii atent, asta. Dacia 1300, asta e 1310. Dar nici asta n-ar fi rea, știi? Nu contează. Iată. Trapă, bă, are trapă, fii atent, mâncați așa. Ia. Are trapă, să nebunesc. Bă, ești nebun? Dă-i, dă-i mai îndreaptă. Da, bă, are... Da. Bă, dă-te, dă-te! Ești prost, eu vorbesc pe prostii. Bă, deci bă, asta folosică la motor? A avut trapă pe elevă? Bă, cred că a pus-o el, nu? Are gaură plafon, două trebuie. Bine că volanul ăsta e... Asta mai fusese una gen dintre variante, dar asta așa și așa, că nu prea place, că mi se pare prea nouă totuși, știi? Din Gorj. Are ITP valabil, asigurarea, mă rog, nu ne interesează. O facem pe la pe nu e rea, știi? Dar parcă mai mult îmi place asta, gen că e mai veche, știi? Asta e totuși mai nouță. Nu e așa mare diferență. Aude și asta. Da, și asta e frumușcă. Dacia asta e la Pitești, mi se pare. Dar asta nu-mi zicea... A, tot ajungem. Nu mi-a zis nimic de ea, gen. Asta, măi, rău, n-a zis dacă are ITP sau... Pe Doru, pe domnul Doru. Uite. Bă, scrisă cumva 289 de cai putere? Nu cred că are. Uite, drăguțică, ce nu mi-a plăcut la ea țigânia asta? Ce, adică, da. El e romul ăsta... Și nu-i rupem, dă-l în morții, mă, simt. Păi cum ajungem acolo, acolo, în direct? Dă-te, mă, jos de aici. Îți dai seama că ăsta e prima oglindă. Așa, stai cu ochii telefon, pișam așa pe tine să mă piși câteva. Îți dai seama ce... Amice! Ce vrei? Căutai și găsim în Cava și oferta vieții mele. La ce, mă, la Matiz? La Tico. Așa. E drăguțică și asta. E drăguțică. Dar stai să-ți arăt ce mi-a plăcut mie cel mai mult în Cava. Mi-e unica fortuna. Uită-te aici. Deci asta da, chiar mi-a plăcut. Da, bă, dar e plafonul cu rățel. E frumoasă, e frumoasă. Wow. Bună ele! E direct de șef de stat, ești nebun. Ia vezi, are asigurare de tot? Vezi că asta nu era deloc, nu știu care asigurare, dar s-ar putea să aibă ITP. 30 de milioane, s-a circulat cu ea până în luna aprilie, ITP valabil până 28-5, adică luna asta. Adică, asigurare expirată, proprietar să vină numai cu perfect. Ușor negociabil. Și asta este, amice... La rede, amice! Rede, amice! Unde a fost noi la majorat, la burlăcie. Acum, și asta, deci asta chiar îmi plăcu mult de tot, sincer. Deci asta chiar îmi plăcu mult de tot. Bă, nu știu, eu fluctuez cel mai mult între asta și aia albastră și aia altă albă. Deci asta odată îmi plăcu mult de tot, asta. Da. Asta. Nu știu, frate, e un da, e cam scumpicică asta, 50 de milioane, mâncați-o și scump asta. Asta, adică da, și asta. Și asta, și asta, da. Deci între ăștia trei fructuși și eu. Asta, odată, asta e la mea, asta unde este? În Severin, la Mădălin. Da. Da. Așa. Uite, de oșia. Asta e la Slatina. Deci asta e la Slatina. Da, bă, și pe șansa. Asta nu, că asta nu m-a plăcut. Și asta neagră. Asta este la... Unde se rânca? Asta e la Redea, în Olt. Mă rog, dacă e la Redea, de ce are numere de târ? În fine, nu prea mă interesează. Interesează cum o știi. Da. Deci, dintre astea trei, sincer, eu cel mai mult aș merge pe asta. Dacă ar fi să o iau. Adică asta îmi place cel mai mult și zice și negociabil un pic. Bine, deci, știi care e chestia pe mine? Pe mine mă interesează să meargă, nu de alta, nu că n-aș avea bani să o repar, dar n-am chef să mă duc să stau cu o mașină care o iau numai să o... Mă, nu stai cu ale noastre, nu stau cu asta! Mamă, ce de focus să-l ia pe amicul. Gata, nu își reveni. Mamă, cum îți face aici mai... Dar dă-i mai autofocusul off. Da, deci vreau să lăsați în secțiunea de comentarii. Neagra, alba sau albastra? Asta ar fi mișto, dar la asta am dubii. Nu știu de ce, am niște dubii, așa că e cam ieftină totuși pentru 1978. Și arată și bine. Bă, nu e, amice, nu e. Bă, de ce e, amice? Bă, da, amice, dar arată euro, bine. Mă, gata, sunt 50 adică nu știu ce dacă... Îți faci bani, ia ce. Și bă, nu e ăsta, nu are ITP, nu are asigurare, 1000 de euro. Păi da, nici asta are ITP, parcă. ITP valabil. Nu are asigurare, ITP valabil, da. Asta se rancă cade și asta are ITP valabil. Bine că de dacă i-a făcut 3. ITP-ul până acum, poți să-l mai faci, asta e chestia, știi? Adică facem noi, de asta mi-e frică. Un băiat, îl facem imediat. Da, hai, deci ăstea trei ar fi variantele. Știi care este? Nu mi-ar fi greu să dau nici pe asta 50 de milioane. Adică n-ar fi asta o problemă. Dar parcă de asta mi-e cam milă. Parcă de asta mi-e cam milă, nu știu de ce. De asta îți pare rău. Aia. De asta îmi pare rău. De asta nu ar părea. Asta pare să... Asta crea porci. Dar mi-e plăcut aia cu trapă, bă.
Nu, lasă că aia era alta cu trapa, era mai modelul mai nou. Deci rămâne între asta, cred că, și asta. Asta și... Da, având în vedere pentru ce vreau să fac acolo. Lăsați și voi în comentariu și nu știu, să vedem. Sper să... Adică apropo, fac și un apel. Dacă știți pe cineva care vinde un tico, să-mi dați un mesaj pe Insta, că nu găsesc. Da, sau dacă aveți și la mine, tot la fel, să-mi dați în comentarii, nu știu. Dacă găsiți vreun anunț pe Olic sau dacă aveți vreo dacie pe la țară, da, care vrea să vândă dacia cu 10, 15, 20 de milioane, nu știu, și sunteți pe aproape de Craiova să nu venim 500 de kilometri, spuneți undeva pe Instagram, pe ceva, nu știu, orice. Sau aduceți voi și facem o poză. Că vă iau eu dacia. Nu uitați să vă dați și de like, să lăsați în comentarii ce vreți voi de legătură cu ce v-am zis și noi desigur o să ne vedem în episodul data viitoare. Pa, pa! Pa, pa!